cine se va ocupa de mormântarea lui Ion Șmecheru. Ciobanul va fi condus pe ultimul drum zilele următoare. Ian Custerp a făcut anunțul despre moartea Ciobanului. Acesta a postat o fotografie pe rețelele de socializare în care își exprimă regretul față de moartea Ciobanului care le-a fost apropiat. Ian Custerp a anunțat fanii printr-o postare pe rețelele de socializare. Anul trecut pe vremea asta eram bucuroși cu toții deoarece doi ridicasem casa lui Ion, iar el era cel mai fericit deoarece pentru prima dată avea propria lui locuința. Cu durere în suflet va anunț căci omul care era mereu plin de viața, haios și ne făcea să zâmbim, Ion Smecherul, a încetat din viața. Ion Smecherul provine dintr-o familie modestă, care își duce traiul muncind. Familia Sterple a devenit sprijin. Ion a fost ajutat de către aceștia să-și ridice o casă pentru el și familia lui. Cel mai probabil culiță sterp se va ocupa de înmormântarea acestuia. De foarte multe ori Ion a fost ajutat de cântăreți cu bani și tot ceea ce avea nevoie. Ion șmecherul a murit ieri, iar înmormântarea va fi, cel mai probabil, poi mâine. Vestea proasta am primit-o chiar acum și voiam să o împărtășesc și cu voi deoarece știu cât de mult îl iubeați. Dumnezeu să le odihnească în pace. O să ne lipsească Ion al nostru, a spus Iancu Sterp pe pagina sa de Facebook.